ceea ce privește parcursul vieții noastre, ci în zonele polare, unde 6 luni pe an este aproape noapte, 6 luni este lumină, aceste dereglări, să știți că se manifestă negativ asupra corpului uman. De aceea ce ne-a menționat Ioan aici, că se întrepătrund studii și cercetări în ceea ce privește calitatea luminii, este un lucru foarte important și adevărat. Adrian Dima, poluarea aerului, efectul de seră. Aerul pe care îl inspirăm este parte din atmosferă, amestecul de gaze ce acoperă globul pământesc. Acest amestec de gaze asigură viața pe pământ și ne protejează de razele dăunătoare ale soarelui. Echilibrul natural al gazelor atmosferice, care s-a menținut timp de milioane de ani, este amenințat acum de activitatea omului. Aceste pericole ar fi efectul de seră, încălzirea globală, poluarea aerului, scurgerea stratului de ozon și ploile acide. În ultimii 200 de ani, industrializarea globală a dereglat raportul de gaze necesare pentru echilibrul atmosferic. Alterarea cărbunilor și a gazului metan a dus la formarea unor cantități enorme de dioxid de carbon și alte gaze, mai ales după sfârșitul secolului trecut a apărut automobilul. Dezvoltarea agriculturii a determinat acumularea unor cantități mari de metan și dioxid de azot în atmosferă. Efectul de seră. Gazele deja existente în atmosferă trebuie să rețină căldura produsă de gazele soarelui reflectate pe suprafața Pământului. Fără acestea, Pământul ar fi atât de rece încât ar îngheța oceanele, iar oamenii, animalele și plantele ar muri. După unele estimări, în zilele noastre, peste 1 miliard de oameni inspiră aer foarte poluat, în special cu monoxid de carbon și dioxid de sulfur. Rezultatele din procesele industriale. În întreaga lume sunt pornite campanii care încearcă să convingă guvernele să renunțe la distrugerea pădurilor ecuatoriale. Populația contribuie la aceste campanii prin faptul că nu mai cumpără produse fabricate din lemn tropical, reducând oarecum cererea pentru acesta. Atmosfera este însă un pericol, ca urmare este în pericol întregul mediu de viață. Este nevoie de un control riguros și de măsuri radicale pentru ca viitorul atmosferii să fie sigur. Mulțumim, Adrian! Păi, dragii mei, ați reținut! Oricât de bună ar fi situația voastră materială peste 10, 20, 30 de ani, nu cumpărați mobilă de abanos, de palisandru, de acaju. Vreau să vă spun, foarte bine menționat acolo, ca să găsești un arbore de abanos sau doi, trebuie să tai aproape un hectar de pădure, ne-am înțeles? Deci trebuie să distrugi foarte, foarte mult. Este la fel cum n-ar trebui să purtăm nici blănile alea, da? Din haine de blană de animale sălbatice. Că ne trebuie câteva zeci de plănițe uneori ca să confecționăm o așa hăinuță. Bun, Cârstea Delia despre transporturi, te rog. Transportul rutier are un rol important în dezvoltarea economico-socială a unei regiuni, dar totodată el reprezintă și o sursă mobilă de poluare chimică, situată pe primul loc din punct de vedere al gradului de poluare, care degajă în atmosferă câteva sute de tipuri de substanțe poluante, evidențiindu-se în mod esențial gazele de eșapament. Efectele poluanților proveniți de la autovehicule sunt la fel de grave ca și cele ale activităților industriale. Traficul se face răspunzător de eliminarea în atmosferă atât a poluanților gazoși cât și soliți, particule. Odată ajunși în atmosferă, poluanții, în funcție de condițiile meteorologice, aceștia participă la o serie de reacții fotochimice care contribuie la formarea ozonului de atmosferă joasă, una din noxele cel mai periculoase, producând dificultăți de respirație și afecțiuni pulmonare. Noxele provenite din traficul auto contribuie la sporirea cantităților de gaze cu efect de seră, responsabile de schimbările climatice care duc, printre altele, la agravarea și intensificarea fenomenelor meteorologice extreme. Situația actuală a României cu privire la parcul auto este că peste 70% din acesta este extrem de vechi, uzat, atât moral cât și tehnic, respectând normele tehnice prevăzute de standardele europene. Acest lucru conduce la înrăutățirea calității aerului în zonele urbane, principal prin formarea smogului și a emisiilor de pulbere. Pentru a putea preveni poluarea aerului de către automobile, una din soluții ar consta în reducerea traficului auto prin restricții de circulație în anumite zone și zile, purificarea catalitică a acestora, utilizarea electrofiltrelor, folosirea unui combustibil mai puțin poluant, conducerea cu viteze mici și oprirea motorului, nelăsându-l să meargă în gol, indiferent de durata staționării.
Alte metode pentru prevenire, pentru prevenirea poluării, ar mai fi mersul pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori este posibil, evitarea călătoriilor inutile cu mașina, folosirea transportului în comun și cel mai important, poluarea, cel mai important, plantarea multor copaci. Bun, spunea Ștefania. Poluarea auto. Vă puteți imagina o lume fără autovehicule? Sau puteți să menționați o invenție care pe parcursul secolului 20-lea să fi schimbat de profunzime stilul de viață și comportamentul oamenilor, așa cum au făcut-o ele? Cum ar fi putut ajunge la școală, dar la serviciu? Cum și-ar fi adus agricultorii și industria și produsele pe piață? Cu toate acestea, unii spun că o lume fără autovehicule ar fi mai bună. Însă, dându-și seama că acest lucru nu se va întâmpla niciodată, au ales o altă cale. Sau mai bine zis, au inventat un alt cuvânt, multimodalitate. Cu ajutorul acestui cuvânt au schimbat comune, orașe și chiar țări. De ce să nu iei bicicleta prăfuită din garaj și să mergi cu ea la serviciu? Sau dacă stai la sat, pleacă cu câteva minute înainte, lasă mașina parcată la intrarea în oraș și de ce nu, poți merge pe jos. Pe lângă sănătatea pe care ți-o oferă mersul, lasă și pământul să respire mai bine. În unele zone, emisiile provenite anual de la automobile aduc pagube în valoare de miliarde de euro și ucid animale, chiar și oameni. Problema poluării este foarte serioasă și necesită luarea unor măsuri. Însă ce anume? Autovehiculele nu sunt singurele surse de poluare, însă partea pe care o au în producerea poluării la nivel mondial este considerabilă. Se lucrează chiar și în zilele noastre la proiectarea unor automobile nepoluante. S-au realizat mașini electrice care merg cu baterii, însă ele sunt limitate și ca viteză și ca durată de funcționare. La fel stau lucrurile și cu mașinile alimentate cu celule solare. O altă posibilitate este folosirea hidrogenului drept combustibil. Aceasta arde fără nicio emisie de agenți poluanți, însă prețul lor face imposibilă cumpărarea. Și noi putem combate poluarea, deci hai să o facem. Mulțumim, Ștefania. Vreau să vă spun că ceea ce ne-a prezentat ea aici, sau ca o soluție, în orașele mari, să ne lăsăm mașina la marginea orașului și de acolo să luăm o bicicletă, se practică în anumite țări din Europa Vestică. Am fost cu niște elevi, acum vreo 10 ani, într-un proiect Erasmus în Belgia și acolo am văzut așa ceva. La marginea orașului era o mare parcare de biciclete, cei din împrejurim veneau cu mașina, le parcau acolo, luau bicicleta și se duceau spre centrul orașului, se întâmpla în orașul Cluj din Belgia. Bun, și în final, o concluzie, Denisa Suciu. Este chiar ca o concluzie eseul ei, în care face o sinteză, de fapt, a ceea ce am vorbit până acum. Te rog. Poluarea mediului înconjurător. Acțiunea unor factori naturali, precipitații torențiale, cutremure, erupții vulcanice, etc., sau antropici, poluare, eroziunea terenurilor, determină degradarea mediului înconjurător prin modificarea anumitor caracteristici ale elementelor sale cu influențe negative asupra condițiilor de viață și muncă ale oamenilor. Prin urmare, poluarea mediului înconjurător este o externalitate negativă care ține atât de producție cât și de consum și devine o problemă strategică de a cărei rezolvare depinde nu numai prezentul, ci și viitorul omenirii. Iată de ce ocrotirea sau protejarea mediului reprezintă nu numai o problemă a antreprenorilor, ci a tuturor cetățenilor. Tot mai mult, firmele conștientizează faptul că durabilitatea unei afaceri nu înseamnă numai protecția consumatorilor prin oferirea de produse de calitate, ci și protecția mediului în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Protecția mediului devine o problemă ce ține de etica în afaceri. Chiar dacă în zilele noastre atenția este îndreptată spre problemele de mediu, iar guvernul abordează subiectele des, degradarea mediului continuă să se accentueze. Domeniile poluării mediului. Poluarea aerului prin intermediul activităților industriale, metalurgie, energie electrică obținută în termocentrale pe bază de cărbune și gaz metan, chimice, etc., transporturilor, accidentelor tehnologice, arderea substanțelor organice, activitatea urbană și rurală, adică încălzirea tradițională a locuințelor, arderea deșeurilor menajere. Poluarea apelor cu produse petroliere de către industria chimică zootehnică, eroziunea terenurilor este datorată exploatării agrotehnice neraționale, despăduriri, suprafășunări, practicarea unor trasee de drumuri perpendiculare pe versanți, defrișarea suprafețelor forestiere, mai ales în zonele de deal și munte, poluarea sonoră, limita inferioară a sunetelor perceptibile este 0 decibeli, iar sunetele care depășesc 100 decibeli pot afecta urechea umană.
Poluarea radioactivă presupune introducerea în mediu a unor substanțe sau deșeuri care duc la creșterea radioactivității peste limitele admise. Poluarea solului presupune introducerea în sol a unor substanțe care modifică circuitele naturale și compoziția solului, ce au consecințe negative asupra fertilității sale. În orașele mari, poluarea este cauzată de transport, în categoria căruia intră transportul rutier, feroviar, naval, aerian, datorită numărului foarte mare al acestora. Și deoarece majoritatea autovehiculelor sunt concentrate în zonele urbane, se poate înțelege lor deosebit de important în poluarea orașelor. Gazele de eșapament, emisiile de poluanți ale autovehiculelor se elimină foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentrații ridicate la înălțimi foarte mici. Chiar pentru gazele cu densitate mică și mare capacitate de difuziune în atmosferă. Emisiile se fac pe întreaga suprafață a localității, diferențele de concentrații depinzând de intensitatea traficului și posibilitățile de ventilație a străzii. Volumul, natura și concentrația poluanților emiși depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului și de condițiile tehnice de funcționare. Cum am putea contribui pentru combaterea poluării? Am putea stopa criza energetică folosind energia într-un mod rațional. Folosirea mai rară a automobilelor, mersul, ciclismul sau transporturile publice. Evitarea cumpărării bunurilor care sunt împachetate excesiv. Este necesară energie pentru a confecționa ambalajele, dar și de a le recicla. Evitarea pierderilor. Reduce ceea ce folosești, refolosește lucrurile în loc să cumperi altele noi, repară obiectele stricate în loc să le arunci și reciclează cât mai mult posibil. Află ce facilități de reciclare sunt disponibile în zona ta. Încearcă să nu arunci lucrurile dacă acestea ar mai putea avea o altă folosință. Folosește aparate electrice casnice care nu consumă multă energie. Folosește becuri cu un consum scăzut de energie și baterii reîncărcabile. Mulțumim, Denisa!